Broasca fermecată de frații Grimm. A fost odată, ca niciodată, pe vremea când omul avea tot ce-și dorea, un împărat care avea niște fete frumoase ca zânele. Însă cea mai mică era atât de frumoasă încât soarele stătea pe loc și se minuna de câte ori o vedea. Aproape de palatul împăratului se afla o pădure mare și întunecoasă, iar în pădure sub un tei bătrân era o fântână. În zilele prea călduroase, fata de împărat se ducea în pădure și se așeza pe marginea fântânii și, ca să-i treacă de urât, cotea o minge de aur, o arunca în sus, apoi o prindea și o arunca iar. Era jocul ei preferat. S-a întâmplat însă, odată ca mingea de aur a fetei de împărat să cadă rostogolindu-se în fântână. Fata de împărat s-a uitat după ea în fântână adâncă, apoi a început să plângă și a plâns de ce se rupea inima. Și cum plângea ea așa, aude că o strigă cineva. Ce ți s-a întâmplat, fată de împărat? Plânge s-a rânduioșa și pietrele de mila ta. Ea s-a uitat împrejur să vadă de unde vine glasul și văzu o broască ce scosese capul gros și urât din apă. Ah, tu vorbeai, râioasă, a zis ea, plâng pentru că mi-a căzut mingea de aur în fântână. Taci și nu mai plânge, a răspuns broasca. Eu aș putea să te ajut, dar ce îmi dai dacă îți voi aduce mingea? Ce ai vrea tu, broască, dragă? A întrebat fata. Rochile mele, pietrele mele nestemate, îți mai dau și coroana de aur de pe cap. Broasca a răspuns. Nu-mi trebuie nici rochile, nici pietrele tale nestemate, nici coroana ta de aur, ci vreau să mă iubești, să-ți fiu prietenă de joc, să stau la masă cu tine și să mănânc din coșul tău de aur, să beau din cupa ta și să dorm în patul tău. Dacă îmi promiți toate acestea, acum mă cobor în fântână și îți aduc mingea. Îți promit tot ce vrei, numai să-mi aduci mingea, iar în gând spunea. Ce tot spune proasta asta de broască? Ea stă în apă cu broaștele ei și o răcăi. Cum poate să fie prietena unui om? Îndată ce broasca auzi promisiunea fetei, s-a coborât în fântână și cât ai clipi, a ieșit deasupra cu mingea de aur în gură și a aruncat-o în iarbă. Fata de împărat, nemai putând de bucurie, când și-a văzut jucăria, a ridicat-o și a fugit repede cu ea. Ia stai, a strigat broasca, ia-mă și pe mine, eu nu pot să fug așa de repede. Dar degeaba striga ea, oac, oac, cât putea de tare, căci fata nu asculta, ci alerga spre casă, uitând de biata broască. Aceasta, neavând în control, s-a întors iar pe fundul apei. A doua zi, de-abia se așezase fata la masă cu împăratul și curtenii, că auzi cum cineva urcă treptele de marmură, plici, placi, plici, placi. Și când a ajuns sus, a bătut la ușă și a strigat. Fată mezină de împărat, deschide ușa! Fata alerga să vadă cine e, dar a dat cu ochii de broască. A trântit repede ușa și s-a așezat ea la masă, tremurând toată de frică. Împăratul a simțit că fetei îi bate tare inima și a spus, fata mea, de ce ți-e frică? Nu cumva la ușă vreun uriaș care vrea să te fure? Ah, nu e un uriaș, e o broască scârboasă. Și ce vrea broasca, fata mea? Ah, tată, ieri când mă jucam pe lângă fântână, mi-a căzut mingea de aur în apă. Și fiindcă plângeam după ea, broasca mi-a adus-o și în schimb mi-a cerut să-mi fie prieten. Eu i-am făgăduit că nici nu mă gândeam că ea o să poată să plece de pe meleagurile ei. Acum auzi, eu vrea să intre. În timp ce fata vorbea, broasca a bătut din nou la ușă și s-a strigat. Hai, deschide ușa, fată de împărat. Ieri când în fântână mingea ți-a picat, tu ți-ai dat cuvântul și eu te-am crezut. Hai, deschide ușa, fată de împărat. Atunci împăratul a spus, ce ai făgăduit trebuie să împlinești, du-te și deschide. Fata s-a dus să deschide ușa,
și broasca a sărit înăuntru, luându-se după ea. Când fata s-a așezat din nou pe scaun, broasca i-a spus: ridică-mă și pe mine! Ea s-a codit, dar împăratul i-a poruncit să o ridice. Cum s-a văzut broasca pe scaun, a sărit pe masă și a spus fetei: trage talerul mai aproape ca să mâncăm amândouă din el. Fata a făcut cum i-a spus broasca, dar fără nicio plăcere. Broasca a mâncat cu poftă, dar fetei se oprea totul în gât. La urmă broasca a spus: acum am săturat, dar sunt obosit. Du-mă în camera ta, așterne spatul cu așternutul de mătase ca să ne culcăm. Fata de împărat a început să plângă că se temea de broasca rece pe care nu-i venea nici să o atingă și cu care acum trebuia să doarmă în patul ei curat. Dar împăratul s-a supărat și a spus: când te afla la nevoie, ți-a plăcut, iar acum nu-ți mai place? Fata a apucat broasca cu două degete, s-a dus cu ea sus în camera ei și a pus-o într-un colț. Dar când să se întindă în pat, broasca a venit până la ea și i-a spus: mie somn și vreau să dorm alături de tine. Ia-mă în pat, căci astfel te voi spune împăratul. Fata s-a supărat grozav, a luat broasca și a zbulit-o cu putere în peretele de lângă pat. Na, acum să mă lași în pace, broasca furisită. Și ce să vezi, când a căzut jos, broasca s-a prefăcut într-un fecior de împărat frumos și cu o privire cum nu se poate mai blândă. După dorința împăratului de acum înainte, el deveni prietenul și soțul prințesei. Apoi el a povestit cum a fost blestemat de o vrăjitoare și nimeni în afară de prințesă nu ar fi putut să-l scape de blestem. Apoi au hotărât ca a doua zi să pornească spre împărăția lui. A dormit, iar dis de dimineață când s-au trezit din somn, îi aștepta o caleașcă cu opcai albi împodobiți la cap, cu pene de struț, iar hamurile erau cu totul de aur. Pe capră stătea Henrich, sluga credincioasă a feciorului de împărat. Atât de mult se întristase sluga aceasta credincioasă, când stăpânul lui se prefăcuse în broască, încât de teamă ca inima să ne plăznească durere și o stânsese între cercuri de fier. Caleașca venise să-l ducă pe tânărul fecior de împărat în împărăția lui. Henry i-a poftit pe feciorul de împărat și pe mireasa lui în caleașcă, iar el s-a urcat pe capră, pocnind din bici și îndemnând cai. Au mers ei o bucată de drum și numai ce a auzit feciorul de împărat că trosnește ceva, atunci a stricat lui Henry: ce trosnește așa, Henry? E prea grea caleașca? Nu, stăpâne, a răspuns Erich, caleașca nu e grea, dar a plinit un cer care îmi strângea inima de când te ajunsese blestemul picuroaie. Și s-a mai auzit tronind încă o dată și feciorul a crezut iar că tronește caleașca, dar erau cercurile de fier ce se desprindeau din jurul inimii Erich, care nu mai putea de bucurie că stăpânul lui scăpase de blestem și era acum pe deplin fericit. Mulțumim că ne-ați urmărit. Pentru mai multe povești, abonați-vă!